Bună ziua, dragii mei! Mă bucur că ne revedem. Astăzi am gândit eu așa și am hotărât să schimb registru și o să vă spun un banc din categoria, hai să zic așa, gameri combinat cu lucruri sfinte. E clar, nu facem bancuri despre lucruri sfinte decât folosim unii termeni, da? Ajunge să treacă la neființă un programator de jocuri, un gamer în rei. Și cum cu toții știm că biserica nu agrează foarte mult tehnica, clar ajunge în iad. După o săptămână sună satana pe Sfântul Petru, revoltat, și zice: păi bine, domnule, dar ce mi-ați trimis aici în iad? Ce-i cu zăludul ăsta? Păi dar ce s-a întâmplat? Domnule, păi asta într-o săptămână mi-a distrus toate cazanele cu zmoală, mi-a omorât toți dracii. Păi da, și? Și acum umblă prin iad de nebun și urlă cât îl ține gura: pe unde naiba e ieșirea către level 2? Sper că ați gustat gluma mea de astăzi. Iar ca bonus astăzi am să vă ofer o nouă culme. Culmea yoga. Știți cum care e culmea yoga? Vă zic eu dacă nu știți. Culmea yoga e aceea să ajungi la acel nivel în care reușești să-ți tragi singur un cap în gură. Sper că v-a plăcut culmea mea de astăzi ca bonus. Ne revedem data viitoare. Ta-ta! Se aude luna cum lăpăie. Deși știu foarte multe bancuri, nu vreau să vă zic decât unul pe zi. Got it? Taci, taci, Luna, taci, că nu despre tine e vorba. Of, Doamne, câine ăștia, câine, viața de câine, de câine, de câine. Se aud sunete ciudate. E jonglării cu șlapi. Nici eu nu știu. Dar știu bancuri. Cine e acolo? Dragi spectatori! Bună ziua, dragii mei! E de râs? Am o față de râs? Și culmea de astăzi se referă la... nu mai știu. Culmea yoga este să ajungi la așa nivel încât să reușești... măta, singur. Și azi este rândul să vă spun, cum bani să vă la scute. Ce ziceți? Iar azi a venit rândul... Iorga. Dar cum se zic la aici?